Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, bună seara! Începe Realitatea Românească. L-am invitat pe domnul Mihai Isac, expert politic, la această ediție. Vom discuta despre europarlamentare, contextul geopolitic internațional în contextul acestor alegeri, cât și despre principalii actori care se luptă pentru a ajunge la Bruxelles. Domnule Isac, bună seara, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Spuneți-ne, vă rog, aceste alegeri care au loc acum pe 9 iunie, europarlamentare mă refer, se produc în ce context și cât de prielnice sunt unor schimbări sau lucrurile vor rămâne la fel ca și până la acest război? Pentru că precedentele alegeri s-au întâmplat înainte de războiul, înainte de invazia Rusiei în Ucraina, mai exact zis. Desigur, aceste alegeri au loc, desigur, într-un context geopolitic foarte încărcat. Avem invazia militară rusă ilegală declanșată împotriva Ucrainei pe scară largă în februarie 2022, dar cu toate astea nu trebuie să uităm că războiul din Ucraina a început de fapt în 2014 prin anexarea ilegală a Crimeei și insurgența pro-rusă din Donbass. Totodată avem crizele din Orientul Mijlociu, unde vedem că statul Israel luptă împotriva unei entități teroriste non-statale în fâșia Gaza. Sunt foarte multe probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, atât interne cât și externe. Sunt probleme cu care se confruntă practic orice democrație, mai ales o democrație imensă cum este cea reprezentată de blocul comunitar. Pe 9 iunie vor avea loc alegeri europarlamentare. În multe alte state vor avea loc și alte exerciții electorale. În România vor avea loc alegeri locale. În Bulgaria, de pildă, vor avea loc alegeri parlamentare. Deci este un moment important. Desigur, invazia militară rusă împotriva Ucrainei, războiul hibrid lansat împotriva Uniunii Europene, dar și aliaților săi, cum este Republica Moldova, îngrijorează Bruxelul și ar trebui să îngrijoreze și electoratul european, inclusiv cel din Republica Moldova. Republica Moldova face parte integrantă din spațiul electoral european. Avem peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care au redobândit cetățenia română. Avem totodată 10.000 de cetățeni ai unor alte state europene, cum este Bulgaria, Portugalia, Franța, Italia, Germania și Spania și multe alte state. Toți acești cetățeni au dreptul să voteze în cadrul alegerilor europarlamentare, indiferent de țara unde se află. Desigur, putem vorbi și de presiune exercitată de imensa mașină de propagandă finanțată de Federația Rusă. Este clar că o serie de partide de extremă dreaptă sau de extremă stângă, toate controlate de Moscova, vor reuși să aibă o serie de câștiguri electorale, dar este greu de crezut că vor reuși să influențeze formarea conducerii viitoare a Parlamentului European, a Comisiei Europene. Este clar că principalele partide de politice, partidele, să spunem, cu tradiție, vor forma un cordon sanitar pentru a nu permite accesul la putere a partidelor extremiste și populiste care ar putea să arunce în aer din interior blocul comunitar. Dar urmează să și vedem ce se va întâmpla. Cuplarea alegerilor europarlamentare cu diferite alte exerciții electorale, cum sunt alegerile locale din România, cu siguranță vor diminua capacitatea partidelor extremiste de a influența rezultatul alegerilor. În tradițional, prezența la vot la alegerile pentru Parlamentul European nu e neapărat cea mai crescută. Desigur, alegerile prezidențiale, ca și în Republica Moldova și în România, sunt cele mai frecventate de electorat. Dar prin cumularea celor două alegeri, se încearcă conștientizarea importanței alegerilor europarlamentare și pentru electoratul român. Practic, în data de 9 iunie, se votează viitorul pentru 5 ani, modul în care Parlamentul European va influența viețile tuturor cetățenilor din blocul comunitar, dar și din afară, pentru că și Republica Moldova este afectată de ceea ce se întâmplă în blocul comunitar și de aceea și îndemn toți cetățenii Republicii Moldova care au cetățenii unor state europene să participe la aceste alegeri europarlamentare. Este păcat să nu se folosească de acest drept,
și să se obișnuiască că este posibil ca peste un exercițiu, un ciclu electoral sau două, și ei să participe la alegeri europarlamentare pentru a trimite reprezentanții Republicii Moldova în Parlamentul de la Bruxelles. În aceste alegeri, România va merge cu o listă comună, PSD, PNL. Da. Cum vi se pare această idee? Personal nu consider că ar trebui să asistăm la astfel de exerciții, dar în sensul că publicul, electoratul are nevoie să aleagă din mai mulți concurenți electorali. Dar nu vorbim de vremuri obișnuite. Avem războiul la graniță, avem un conflict care amenință direct teritoriul național al României, amenință direct Republica Moldova, și aceasta este soluție gândită de elita politică de la București și pentru a opri ascensiunea partidelor extremiste. Din păcate, vedem că și România este supusă aceluiași tip de propagandă lansat și finanțat de Federația Rusă. De multe ori găsim urme ale acestei propagande din România și în Republica Moldova, deci practic, de multe ori Federația Rusă tratează la pachet România și Republica Moldova ca state inamice și folosește aceleași metode pentru a încerca să submineze democrația din Republica Moldova și România. Desigur, după cum spuneam, personal nu consider că ar trebui să existe liste comune între partidele, cele mai importante partide care ar putea practic să monopolizeze scena politică, dar nu trăim vremuri normale, nu trăim vremuri unde democrația poate să evolueze într-un mod normal. Și sub acest atac crâncen lansat de Federația Rusă și alte entități împotriva României, aceasta este soluția identificată la București. Este o soluție democrată, este o soluție pe care publicul pare să o îmbrățișeze conform sondajelor publicate, și vom vedea reacția publicului la alegerile din 9 iunie. Este o soluție care a mai fost aplicată și în alte țări. Aceste mari coaliții sunt răspunsul unei societăți democratice la amenințări care nu pot fi combătute în mod normal. Și până este modernizată legislația care să nu mai permită aceste discursuri ale urii în politica din România și din alte țări, atunci marile partide formează astfel de coaliții. Dar, din nou, sunt exemple istorice, astfel de mari coaliții au funcționat de multe ori, au mai fost cazuri în când n-au funcționat. Dar vedem că în România în ultimii ani au funcționat. Am avut un premier liberal, domnul Ciucă, fostul șef de stat major al Armatei Române, fost ministru al apărării, actual președinte al Senatului, l-am văzut și pe domnul premier social-democrat Ciolacu. Deci, această coaliție pare a fi o soluție care funcționează pentru România, și această coaliție este un factor important pentru Republica Moldova, indiferent cine a fost la guvernare la București, fie premier liberal, fie premier social-democrat. Republica Moldova întotdeauna s-a aflat în fruntea agendei acestor guverne, și acest lucru se vede prin sprijinul oferit, și nu ne referim sprijin care se traduce în sumele de bani oferite, dar prin faptul că România este cel mai important ambasador al Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau la NATO sau cu alte organizații. Și practic Republica Moldova este cam singurul dosar de politică externă asupra cărora toate partidele importante din România se înțeleg. Iar capacitatea Republicii Moldova de a răspunde acestor demersuri de susținere, desigur, se va vedea la alegerile prezidențiale, la referendumul pentru Uniunea Europeană sau și la alegerile parlamentare de anul viitor. Sper ca electoratul Republicii Moldova să aibă maturitatea să înțeleagă că doar continuarea unui drum european cu ajutorul formațiunilor pro-europene, desigur, cel mai sigur se va forma o coaliție, este singura garanție că Republica Moldova nu va rămâne în afara blocului comunitar și va beneficia de avantajele apartenenței la acest bloc. Cum considerați, cât de implicați sunt moldovenii în aceste alegeri? Cât de informați sunt despre europarlamentare? Pentru că, iată, suntem practic în aceste două săptămâni în care a fost dat startul campaniei. Se discută, dar nu cam prea mult.
Desigur, se puteau face mai multe lucruri. Republica Moldova, cum spuneam, este parte a spațiului electoral românesc și european, chiar dacă acest lucru nu convine unor forțe politice de la proruse și unor factori de decizie de la Moscova, dar desigur, se putea face mai multă campanie, dar acest lucru depinde de partide. Am văzut diferite demersuri ale unor oficiali români, a fost inclusiv domnul Ciolacu aici, am văzut demersuri ale Partidului Liberal, domnul Rareș Bogdan, domnul Dupu, care au participat la diferite acțiuni electorale în Republica Moldova. Trebuie să înțelegem că în această perioadă cu toate tehnologiile informaționale pe care le avem la dispoziție, numai cine nu vrea nu se informează, pentru că este informația este doar la apăsarea unui buton sau tastarea au câteva cuvinte pe un ecran. Dar, în mod sigur, ar fi fost nevoie, poate, de o campanie mai susținută de informare, pentru că în Republica Moldova o astfel de campanie ar fi oferit și ocazia pentru a se demonstra avantajele integrării europene. Exact. Sunt foarte multe regiuni în Republica Moldova, cum este de pildă Găgăuzia, unde există investiții europene, dar lumea nu știe că sunt investiții europene, pentru că mașina de propagandă rusă le prezintă inclusiv ca și cum ar fi investiții ale unor oameni de afaceri proruși sau din partea Federației Ruse. Există un grad înalt de lipsă de cultură în ceea ce privește Uniunea Europeană în multe regiuni din Republica Moldova și această campanie electorală poate ar fi putut să fie folosită și pentru a face campanie în favoarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Dar, desigur, asistăm la o campanie electorală. Am văzut, este foarte important că partidele importante din România acordă atenție Republicii Moldova. Este o ocazie pentru populația Republicii Moldova să se simtă reprezentantă la Bruxelles. Problemele Republicii Moldova, populația Republicii Moldova sunt și problemele României și, desigur, odată cu dezvoltarea capacității de absorbție a fondurilor de preaderare de către Republica Moldova, și avantajele drumului european al Republicii Moldova vor fi mult mai evidente și pentru populație. Avem diferite programe, cum este Satul European, Satul European Express, vedem investiții masive în diferite domenii și, desigur, aceste investiții nu sunt numai din fonduri europene. Trebuie să înțelegem că, practic, orice fond care vine dintr-o țară europeană, cum este România, cum este inclusiv Bulgaria, care investește în zona Taraclia sau investițiile Suediei sau investițiile Franței, ele trebuie toate privite nu ca investiții bilaterale. Aceste investiții vin din partea bugetului Uniunii Europene. Că îi zice buget francez, bugetul central al Uniunii Europene nu contează, sunt tot banii unor contribuabili europeni. Iar tot acest sprijin pentru Republica Moldova se face coordonat. Și simplu, datorită legislației Uniunii Europene, este nevoie ca poate un stat să aloce o sumă de bani sau poate Uniunea Europeană să aloce o sumă de bani. Dar tot acest sprijin se face în tandem și sub o atentă coordonare. Să nu creadă nimeni că atunci când Germania vine și donează bani în Moldova, o face în afara intereselor Uniunii Europene. Interesele germane în Uniunea Europeană sunt ale Uniunii Europene și invers. Blocul comunitar a trecut cu brio examenul Ucraina și ușor devine unul din cei mai importanți jucători pe piața de securitate din lume și Uniunea Europeană are capacitățile financiare și politice pentru a ajuta Republica Moldova să treacă peste amenințarea Federației Ruse și în anii următori, așa cum a dovedit-o în ultimii 2 ani. Putem considera aceste europarlamentare drept un exercițiu pentru referendumul care urmează să fie organizat, va fi de fapt organizat în aceeași zi cu prezidențialele? Nu neapărat, pentru că o mare parte din cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot nu locuiesc în Republica Moldova. Ei fac parte din diaspora Republicii Moldova. Și pot vota chiar dacă vor fi în diaspora. Păi asta și spun, dar nu vor vota în Republica Moldova. Deci ei în Republica Moldova se vor deschide 52 de secții de vot pentru europarlamentarele românești. Vor mai fi deschise, dacă nu mă înșel, 3 secții de vot pentru europarlamentarele și alegerile parlamentare din Republica Bulgaria. Desigur, toate ambasadele din Statele Uniunii Europene la Chișinău vor avea secții deschise de vot pentru proprii cetățeni sau pentru cetățenii moldoveni care au și cetățenia respectivului stat, dar prezența la vot la aceste alegeri
nu trebuie luată ca, nu trebuie luată ca un semn pentru referendumul pentru Uniunea Europeană, pentru că o parte din acești cetățeni ai Republicii Moldova își vor exercita dreptul în afara Republicii Moldova. Deci nu vom avea metode să cuantificăm prezența lor la vot în secțiile de vot, de pildă din România sau din... pentru că nu se prezintă astfel de statistici. Nici Portugalia, când te prezinți la vot în Portugalia, nu te prezinți ca cetățean al Republicii Moldova, dar ca cetățean portughez. Deci pot fi trase poate anumite concluzii cu privire la necesitatea pregătirii unei campanii de informare, sunt de acord. Dar nu cred că prezența la vot la alegerile europarlamentare ar trebui să influențeze dacă mai ținem sau nu mai ținem referendumul. Este doar un prim exercițiu și după acest prim exercițiu trebuie să vedem cum putem informa mai bine populația cu privire la avantajele integrării în Uniunea Europeană. Domnule Isaac, ieșim într-o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Doamnelor și domnilor, stați alături de noi. Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea Realitatea Românească. Invitatul de astăzi este domnul Mihai Isaac, analist politic. Domnule Isaac, vorbeam înainte de publicitate că Moldova trebuie să-și informeze cetățenii cu privire la aceste europarlamentare, pentru că ele sunt foarte importante, inclusiv pentru noi, cei care vrem și am început parcursul de aderare la Uniunea Europeană ca și țară candidat. Spuneți-ne, vă rog, participarea cetățenilor moldoveni la aceste alegeri este una care ar aduce beneficii unor actori politici din România sau în ansamblu unor, haideți să zicem, celor care au susținut Republica Moldova în toată această perioadă pe parcursul european. Ar trebui cetățenii moldoveni să înțeleagă cât de important este să susțină în continuare ceea ce s-a întâmplat până acum cu Republica Moldova. Desigur, de pildă putem să luăm exemplul domnului Siegfried Mureșan, care este unul dintre cei mai aprigi prieteni ai Republicii Moldova la Bruxelles, și Republica Moldova datorează foarte mult activității europarlamentarilor români, inclusiv sprijinul pentru financiar care ajunge în diferite zone din Republica Moldova, sprijinul pentru bugetul centralizat al Republicii Moldova. Faptul că cetățenii ai Republicii Moldova care nu dispun de cetățenie română sau de cetățenie al altui stat european pot participa la diferite programe în cadrul Uniunii Europene. Faptul că există aceste facilități în ceea ce privește exportul de mărfuri către Uniunea Europeană, faptul că există disponibilitatea Uniunii Europene, de multe ori se datorează unor persoane cum este europarlamentarul Siegfried Mureșan și nu numai, care practică această diplomație peer-to-peer, de la persoană la persoană, pentru a convinge factorii de decizie din alte state sau de la alte grupuri parlamentare să sprijine inițiativele lor. Și vedem această listă comună PSD-PNL. Desigur, după ce alegerile vor fi validate, este clar că deputații liberali vor face parte din grupul lor din Parlamentul European și europarlamentarii Partidului Social Democrat din România vor face parte din grupul Social Democrat din Parlamentul European. Dar faptul că în România s-a reușit identificarea acestei soluții pentru a nu permite acapararea locurilor României din Parlamentul European de către forțe extremiste, este o chestie care a trebuit să fie aplicată în această perioadă, conform tacticienilor celor două partide. Dar faptul că cetățenii Republicii Moldova au acest drept pe care cetățenii, datorită cetățeniei române sau cetățenii altor state, pe care cetățenii din alte țări nu le au. Putem să luăm Georgia. Deci vă garantez că în Georgia, dacă ar fi fost organizate alegeri europarlamentare și ei ar fi avut cetățenii unor state europene, prezența ar fi fost masivă. Vedem aceste proteste la Tbilisi împotriva legislației de inspirație rusească pe care guvernul controlat de oligarhul Ivanișvili vrea să o implementeze. Deci Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova de multe ori s-au obișnuit poate prea mult cu privilegiile cetățeniei europene și de multe ori nu înțeleg că aceste cetățenii
vin și cu niște obligații, nu numai cu niște drepturi. Pentru că chiar vedeam amuzat cum unul din liderii blocului pro-rus, Pobeda, când a aterizat pe aeroportul din Chișinău, a prezentat un act de identitate românesc. Deci aceasta arată ipocrizia unor actori politici din Republica Moldova care fac pelerinaje geopolitice la Moscova, dar se bucură de privilegiile cetățeniei europene. La Moscova cu pașaport românesc. Da, este chiar amuzant. Adică, dar și din câte am înțeles la aeroport a încercat să prezinte buletinul. Deci este clar că are și teoretic, are viză de reședință undeva în România. Chiar sunt curios în ce zonă și unde are acesta, pentru că poate ar trebui să ne cunoaștem eroii neamului și România, în opinia mea, autoritățile de la București ar trebui să implementeze o serie de măsuri care să nu mai permită folosirea acestor privilegii de către persoane care militează împotriva României. Pentru că în momentul în care depui un jurământ față de statul român, îți asumi și niște obligații. Iar aceste obligații, dacă sunt încălcate, există niște răspunsuri în codul penal al României și această legislație ar trebui să fie aplicată, cum și în Republica Moldova avem o legislație împotriva separatismului, care, din păcate, nu este aplicată datorită unei lipse de voință politică sau altor interese de moment. Dar aceste alegeri ar trebui să fie frecventate de către cetățenii Republicii Moldova care au acest drept, pentru că, în primul rând, există posibilitatea de a influența numărul europarlamentarilor care și-au făcut într-un fel datoria față de Republica Moldova. Pentru că Europa, vă spun sincer, mulți europarlamentari din alte țări nici nu știu unde e Republica Moldova pe hartă. Dar europarlamentari români se duc, îi trag de mână, îi invită, le explică și România este o țară importantă în Uniunea Europeană. Chiar dacă se încearcă minimalizarea rolului României în cadrul Uniunii Europene, rolul României este foarte important și vedem cum acest rol va crește. Urmează o perioadă de dezvoltare economică clară. Proiectele de gaz, cum este Neptun Deep din Marea Neagră, plus proiectele de conexiune energetică cu Caucazul, România având un tratat de parteneriat strategic cu Azerbaidjanul, vor crește rolul României și orice măsură care crește rolul României este benefică pentru Republica Moldova. Dar, desigur, putem spune câteodată că cetățenii Republicii Moldova sunt răsfățați din acest punct de vedere, pentru că nu există un alt stat în afara Uniunii Europene care să aibă un aliat cum are Republica Moldova în România. Și faptul că avem această deschidere la București pentru a ajuta Republica Moldova ar trebui poate cumva răsplătită, să spun, sau respectată de către cetățenii Republicii Moldova care au și cetățenie română, pentru că chiar dacă este dreptul lor să nu se prezinte la vot, dar în momentul în care nu participi la vot, nici nu ai dreptul să comentezi. Este clar că trebuie mai bine explicată ce înseamnă Uniunea Europeană și în Republica Moldova, dar după cum este cazul, partidele politice câteodată stau mai prost la capitolul comunicare. În orice caz am văzut că au fost unele demersuri, am văzut inclusiv prin Facebook, au fost organizate întâlniri cu, de pildă, cu liberalii la Ialoveni, cu diferiți partidele centriste din Republica Moldova și au anunțat susținerea pentru Partidul Social Democrat. Deci este și o pregătire pentru alegerile parlamentare române din toamna acestui an și atunci este posibil să vedem o campanie mai aprigă. Nu se știe pe viitor dacă va fi tot o listă comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare naționale, mă scuzați, dar este un exercițiu democratic și, desigur, e dreptul fiecăruia să se ducă sau să nu se ducă la vot. Eu personal sunt adeptul votului obligatoriu, dar, din nou, este o alegere personală. Printr-o prezență la vot cât mai mare, la alegerile europarlamentare, practic s-ar reconfirma și caracterul european al Republicii Moldova. Dar, după cum spuneam, avem foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc deja în state europene, iar când se vor duce să voteze de acolo, nu vor fi statistici separate pe cetățenie când se vor prezenta rezultatele. Deci nu există uneltele specifice pentru a măsura acest nivelul prezenței la vot a cetățenilor Republicii Moldova. Credeți că poate fi și la toamnă, la alegerile parlamentare, o alianță PSD-PNL?
La acest, și cât de benefic ar fi ea deja în interiorul țării? La această întrebare vă pot răspunde doar domnul Ciolacu și domnul Ciucă și consilierilor. Se discută foarte mult. Avem și alegerile prezidențiale. În România contează foarte mult și modul în care cele două partide vor gestiona acest exercițiu electoral, dacă va fi un candidat comun, dacă vor fi alte alegeri în interiorul partidelor, dar este posibil să fie. Oricum, oricare ar fi rezultatul alegerilor parlamentare și europarlamentare, România rămâne ferm un membru al Uniunii Europene și al NATO. Nimic nu va schimba acest curs în pofida demersurilor unor partide extremiste. Important în acest moment este ca aceste partide să nu câștige foarte multe voturi, să se creeze acest cordon sanitar pentru a nu le permite accesul la putere la Bruxelles sau la București sau în alte capitale. Din păcate vedem o serie de state din interiorul Uniunii Europene, cum este Ungaria sau Slovacia sau chiar și câteodată și Bulgaria, care cumva dau semne de apartenență la spațiul la spațiul de influență al Federației Ruse, dar este și normal într-o democrație mare cum este Uniunea Europeană, un bloc cu peste 400 de milioane de locuitori, să existe neînțelegeri. Dar aceste neînțelegeri se vede că se rezolvă pe calea discuțiilor și nu pe calea armelor, așa cum face Federația Rusă. Cum credeți? Există riscul să fie reconfigurații după alegerile în Parlamentul European? Unele partide să piardă din teren, altele din potrivă? Desigur, sunt multe probleme. În Spania, de pildă, partidele catalone pot să înregistreze anumite pierderi sau partidele, să spunem, care au o tendință suveranistă să aibă o serie de câștiguri, dar atunci când va ajunge cuțitul la os marilor partide pan-europene, sunt sigur că vor identifica modalități de a forma chiar o mare coaliție, cum este și în România, pentru a nu permite deturnarea intereselor fundamentale ale Uniunii Europene. Personal, nu cred că vom asista la foarte mari schimbări de direcție ale Uniunii Europene. Vom vedea foarte multe demersuri de diminuare a efectelor alegerilor dacă partidele extremiste vor câștiga și Uniunea Europeană continuă să dezvolte și să aprobe pachete legislative care să nu permită influențarea alegerilor de către actori străini din afara Uniunii Europene sau din interiorul Uniunii Europene. Este important de înțeles la Chișinău și nu numai, și la Taraclia și la Dvardița și la Ștefan Vodă, ca să nu rămân dator cu alte localități, trebuie să înțeleagă de la Criva până la Giurgiulești că oricine vine la guvernare la București, oricine va fi la guvernare la Bruxelles, Republica Moldova se va bucura în continuare de acest sprijin. Dar acest sprijin nu vine necondiționat. Acest sprijin trebuie înțeles prin ceea ce și este un sprijin frățesc, un sprijin făcut și datorită intereselor blocului comunitar, dar și cei din Republica Moldova trebuie să înțeleagă că aceste demersuri nu o să dureze la nesfârșit. Dacă se continuă cu întârzierea reformelor, dacă se continuă cu păsuirea unor mari corupții, dacă nu se iau o serie de măsuri, nici Uniunea Europeană nu o să mai fie atât de deschisă pentru a susține Republica Moldova. Iar acele fonduri preaderare pe care unele grupuri de interese din Republica Moldova le așteaptă, ele vor veni cu niște condiții. Să nu creadă nimeni că dacă nu vor exista o serie de avansuri în procesul de reformă în justiție, vor exista foarte multe fonduri puse la dispoziția Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a demonstrat că poate sancționa statele care nu respectă angajamentele. Ne uităm la Ungaria. Ungaria are blocate fonduri de zeci de miliarde de la bugetul Uniunii Europene datorită modului în care premierul Orban înțelege să facă politică. Iar dacă, din nefericire, să spunem că la alegerile parlamentare din 2025 la Chișinău se va instaura o putere mai puțin apropiată de Uniunea Europeană, aceste fonduri nu vor mai veni. Pentru că Uniunea Europeană, România nu este obligată sub nicio formă să financeze forțe politice ostile. Deci este un lucru, Uniunea Europeană își ajută prietenii, nu își ajută dușmanii. Și dacă la Chișinău vom vedea instaurarea unui regim similar celui din Georgia, atunci va fi foarte greu de justificat
susținerea în continuare a Republicii Moldova, pentru că vedem ceea ce s-a întâmplat la vizita domnului Blinken. Deci, practic, am văzut mame folosindu-și copiii împotriva forțelor de ordine. Și mă refer la cei aduși plătiți de către forțele politice proruse. Deci vedem, acest mod de a face politică în Europa a murit de foarte mulți ani. Și ceea ce se întâmplă la Chișinău este urmărit cu atenție în capitalele europene. Și dacă astfel de moduri de a face politică vor deveni ceva obișnuit în Republica Moldova și electoratul din Republica Moldova nu va avea maturitatea pentru a-și acorda votul unor partide politice care să înțeleagă interesele Republicii Moldova, repercursiunile nu vor fi neapărat cele mai plăcute din punct de vedere economic. Și ceea ce spun nu este o amenințare, dar este ceva logic. Nimeni nu, niciun stat nu susține statele neprietene. N-o să vedem Statele Unite finanțând Republica Islamică Iran. Sau n-o să vedem Franța susținând state care sunt contra intereselor, care sunt contra intereselor franceze. Blocul comunitar are o foarte mare deschidere pentru a susține Republica Moldova. Dar de multe ori, din cauza luptelor politice interne, a orgoliilor politice interne, vedem rar momente cum a fost cel cu semnarea acordului pentru Uniunea Europeană. Este un lucru care ar fi trebuit să fie făcut de mult. A fost neplăcută lipsa de la semnarea acestui acord a unor lideri importanți ai principalului partid pro-european din Moldova și mă refer la PAS, dar faptul că această listă rămâne deschisă și că alte partide vor semna este un lucru îmbucurător. Referiți la pactul pentru... Da. Pentru Europa. Da, eu i-aș fi spus mai degrabă parteneriatul pentru Europa, pentru că este un parteneriat pe care clasa politică de la Chișinău trebuie să... A fost un reprezentant PAS acolo care este, dar semnătura. Nu a fost oficialitățile. Eu mă refeream la că nu a fost președintele PAS, nu a fost vicepreședintele PAS, a fost un reprezentant, și dar ar fi trebuit să fie o susținere mai clară și din partea partidului de guvernământ. Este nevoie ca acest pact, parteneriat pentru Europa, să fie însoțit și de o mai bună înțelegere a faptului că războiul fratricid între partidele pro-europene, gen care se exprime prin racolarea de aleși locali, trebuie să înceteze. Pentru că dacă nu se îngroapă securea războiului politic, este foarte posibil ca rezultatele să fie neplăcute pentru toți participanții, pentru toți semnatarii sau aproape toți semnatarii la acel pact. Desigur, există foarte multe argumente de ce PAS-ul nu a fost reprezentat la un nivel mai înalt, inclusiv prezența reprezentanților MAN, Mișcarea Alternativa Națională, a cărui viziuni europene sunt contestate de o parte importantă din clasa politică de la Chișinău, dar trebuie înțeles că nu poate să existe integrare europeană cu două viteze în Republica Moldova, sub nicio formă. Ori toți tragem pentru a ne integra în Europa, ori atunci abandonăm acest vis și fiecare își caută de treabă. Pentru că aceste reforme care se fac în Republica Moldova nu trebuie să se facă de dragul cuiva de la Madrid sau de la Bruxelles. Lumea poate să doarmă foarte liniștită la Roma, la Bruxelles sau la Berlin dacă nu sunt făcute reforme în Republica Moldova. Reformele în Republica Moldova trebuie făcute în primul rând pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru că pentru că ne place cum se trăiește în Europa. Ne place că au sistem de justiție, ne place că se luptă împotriva corupției. Corupția nu este un flagel care poate fi exterminat, dar pot fi implementate măsuri care să ducă la diminuarea lui și să nu mai reprezinte o problemă atât de mare. Și inclusiv Codruța Chioveși, care este șefa parchetului general european, a spus în urmă cu câteva luni la un forum la Chișinău, printr-o intervenție video, că Republica Moldova trebuie să-și dezvolte instituții puternice, capabile să lupte împotriva deturnării fondurilor europene în care vor veni. Pentru că deja în piață, cum se spune, se discută deja ce sume de bani, pe ce domenii vor veni. Sunt foarte multe grupuri de interese la Chișinău care cred că europenii vor arunca sacul de bani și nu o să intereseze ce se întâmplă. Nu este chiar așa. Republica Moldova a rămas deja repetentă de câteva ori sau corijentă de câteva ori la examenul integrării europene. Au fost cercuri de la Chișinău care au abuzat de bunăvoința Uniunii Europene și aceste lecții au fost învățate și la București și în alte capitale occidentale. Și din nou, nu este un avertisment, nu este, este realitatea. Uniunea Europeană nu este obligată să financeze societăți care nu doresc să fie societăți democratice.
pentru că și oamenii din Luxemburg lucrează și oamenii din România lucrează, iar ceea ce s-a întâmplat de multe ori cu fondurile date de Uniunea Europeană au fost pur și simplu acte de hoție. Acte de hoție care într-o țară normală ar fi fost pedepsite extrem de atent și extrem de repede. Și din păcate vedem această... Nu avem dosare pe furtul acestor bani. Desigur, au fost anchete de presă și până și anchetele de presă făcute nu sunt luate în considerare de către organele de drept. Și da, este o mare problemă. Iar aici și Uniunea Europeană și Statele Unite și București în permanență atenționează autoritățile de la Chișinău și numai aceste autorități, și pe cele anterioare și pe cele care au fost înainte, atenționează și opoziția. Că aceste reforme în justiție trebuie făcute. Este clar că modul în care se face reformă poate să nu convină multora. Și acest mod atunci trebuie renegociat, trebuie regândit și implementat. Dar dacă mai avem foarte multe scandaluri cum au fost și vedem această aruncare la gunoi a ideii de reformă, vedem cum populația Republicii Moldova obosește de atâta reformă. Până și cuvântul reformă a devenit un cuvânt urât de o parte din populația Republicii Moldova, pentru că sub această sintagmă, practic se întâmplă să existe răfuieli politice, inclusiv la nivel local, și care duc la slăbirea apartenenței populației la ideea de integrare europeană. Desigur, este problema cetățenilor Republicii Moldova cum își administrează propria țară. Nimeni nu vine să bage cu forța Republica Moldova în Uniunea Europeană. Nimeni nu vine să ia copiii Republicii Moldova să-i ducă în Europa. Dar dacă cetățenii Republicii Moldova vor să trăiască bine, doresc să trăiască într-un stat civilizat, într-un stat cu instituții care pot să le furnizeze serviciile de care au nevoie, atunci drumul european este singura opțiune geopolitică viabilă, pentru că nu cred că Statele Unite vor anexa prea curând Republica Moldova în calitate de al 51-lea stat și nu cred că Federația Rusă sau alte state din Est pot oferi condiții de trai normale pentru cetățenii Republicii Moldova. Vedem ce s-a întâmplat în Armenia. Erevanul plătește practic cu teritorii și cu sânge această credință oarbă în prietenia geopolitică a Federației Ruse. Iar acest lucru ar trebui să îngrijoreze și pe exponenții forțelor politice pro-ruse de la Chișinău, pentru că Federația Rusă îi va abandona atunci când va avea interesul. Federația Rusă, parafrazând celebrul film Moscova nu crede în lacrimi, Federația Rusă nu crede în lacrimile liderilor ruși, proruși din Republica Moldova și mulți din ei, chiar dacă sunt măguliți că își fac poze cu Putin în drum spre toaletă, cum a făcut una din celebritățile locale de la sudul Republicii Moldova, Federația Rusă îi va sacrifica cu prima ocazie. Există foarte multe exemple în istoria și Imperiul Țarist și Imperiul Sovietic făceau la fel. Modul de a face politică al Moscovei nu s-a schimbat. Reimperializarea politicii externe a Federației Ruse reprezintă o problemă gravă nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru România, pentru Ucraina, pentru toată lumea. Vedem aceste mâini ale Federației Ruse, inclusiv în Africa, în Sahel, unde alimentează războaie civile, cum este cel din Congo, unde au murit milioane de oameni. Vedem urmările în Etiopia și în Eritrea. Vedem ceea ce se întâmplă în Orient, unde entitățile teroriste Hamas și Hezbollah și Jihadul Palestinian Islamic au legături clare cu Moscova, inclusiv datorită faptului că o parte din elita lor militară este pregătită în instituțiile militare ale Federației Ruse. Și faptul că Moscova a retras statutul de organizație teroristă pentru regimul Taliban din Afganistan ar trebui să dea de gândit celor care consideră Federația Rusă ca exponent al unei anumite moralități. Trebuie doar să ne uităm pe internet să vedem ce de fapt talibanii femeilor din Afganistan și trebuie doar să vorbească cu cetățenii afgani care trăiesc și în Republica Moldova. Sunt cel puțin câteva sute de cetățeni afgani care locuiesc în Republica Moldova ca să înțeleagă exact ce înseamnă acest regim taliban. Și faptul că Federația Rusă este aliat cu acest regim sau cu Republica Islamică Iran, un alt exponent al nerespectării drepturilor omului, ar trebui să nască multe semne de întrebare la Chișinău. Domnule Isaac, iată, s-a anunțat că Republica Moldova merge pe drumul de integrare europeană la pachet cu Ucraina.
dar Ucraina este în război. Cum și în ce moment cărările acestor două state, care practic au pornit de la același nivel și în mare parte din cauza, nu pot să zic datorită că nu e ok, dar din cauza acestui război, parcursul european pentru aceste două țări s-a precipitat. În ce moment de cotitură, dacă va exista un asemenea moment, drumurile lor, acestor două țări, un pic se vor separa? Mă refer, poate o țară să ajungă mai devreme în Uniunea Europeană decât cealaltă? E foarte bună întrebarea. Nu există un răspuns clar la ce ați întrebat dumneavoastră. Ne așteptăm pe 25 iunie să înceapă în mod oficial negocierile de aderare. Este un proces tehnic foarte lung. Depinde foarte mult de Federația, depinde foarte mult de Republica Moldova, dacă va fi tratată, dacă nu va mai fi tratată la pachet cu Ucraina. Acest mod de a integra statele în Uniunea Europeană vine din motive birocratice, sunt luate la pachet. Practic, în 2007 România și Bulgaria au intrat în Uniunea Europeană. În 2013 a intrat Croația singură, dar a intrat singură datorită dificultăților de a integra alte state din Balcanii de Vest, dar și în 2004, când a fost integrarea, cea mai mare a fost tot un grup de țări. Deci în acest moment Republica Moldova nu trebuie să-și facă problema, pentru că nici măcar n-au început negocierile reale și nu trebuie să pune un car înaintea boilor. Pentru că acest proces... Ipotetic am vorbit. Nu, întrebarea dumneavoastră este foarte bună, dar eu mă refer la cum am văzut reacțiile unor lideri politici de la Chișinău, care erau supărați că sunt băgați la pachet cu Ucraina. În primul rând, rezolvați problemele din justiție și garantez că Uniunea Europeană va găsi modalități pentru a oferi o perioadă mai scurtă Republicii Moldova decât Ucrainei. În Ucraina, în pofida războiului, s-au făcut reforme. În Ucraina, în pofida războiului, avem dosare mari de corupție care și-au găsit rezolvarea în justiție. În Republica Moldova, în pofida faptului că nu avem un război direct, nu avem astfel de exemple în care justiția să își facă datoria. Și când vorbesc de justiție, este doar un exemplu. Cel mai probabil peste o perioadă, datorită modului în care vor decurge lucrurile pe front, vom asista poate la o regândire a modului de intrare la pachet sau separat a celor două țări în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce se întâmplă și în Georgia, pentru că Georgia a făcut o serie de reforme înainte de venirea la conducerea actualelor autorități proruse. Este foarte probabil că pe 26 octombrie 2024 vor exista alegeri parlamentare în Georgia. Este posibil să vină să vină forțe politice pro-europene în Georgia și atunci Georgia va recupera rapid ceea ce a rămas de făcut pentru a ajunge la nivelul Republicii Moldova și chiar pentru a depăși. Dar problema separării dintre Republica Moldova și Ucraina, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie neapărat o prioritate, pentru că Republica Moldova beneficiază de acest ajutor la pachet cu Ucraina în acest moment. Foarte multe din greșelile autorităților de la Chișinău au fost iertate tocmai datorită faptului că au fost băgate la pachet, iar presiunea de pe frontul din Ucraina și presiunea de pe frontul informațional au dus ca și Republica Moldova să beneficieze de acest început de negocieri. Este important ca cei de la Chișinău să-și formeze sau să-și finalizeze de format echipele de negocieri. Este nevoie să solicite cât mai mult posibil expertiza statului român și altor state pentru a fi adaptată și implementată în Republica Moldova. Republica Moldova are un avantaj imens. Practic nu trebuie să traducă nicio foaie de legislație europeană. România a făcut acest lucru. Nu sunt cheltuiți bani în acest sens. Republica Moldova poate evita greșelile României, Bucureștiu făcând o serie de greșeli în timpul negocierilor cu Uniunea Europeană și a durat o perioadă până aceste greșeli au fost remediate. Republica Moldova poate să învețe din greșelile României și altor state, dar modul în care Chișinăul va relaționa cu Bruxelles, va relaționa cu Kievul, depinde desigur și de cum va evolua din punct de vedere politic intern situația din Republica Moldova. Și sunt sigur că această întrebare a noastră, care este o întrebare foarte, foarte bună și care preocupă și care trebuie să preocupe decidenții de la Chișinău, își va găsi de la sine înțeles răspunsul dacă vor exista și reforme.
pentru că este posibil ca acest mod de a face politică la Chișinău să nu fie pe placul celor de la Bruxelles, pentru că tărăgânarea reformelor deja se face simțită și în discursul autorităților și de la Bruxelles și în modul în care este privită Republica Moldova. Amenințarea Federației Ruse nu poate justifica chiar orice. Aceste reforme se pot face și sub amenințare, pentru că vedem că în Ucraina se poate. Adică un stat aflat în război direct cu foarte multe victime, unde asistăm la atacuri în fiecare zi, încearcă să facă reforme. Într-un fel sau în altul putem contesta cum sunt făcute, sunt de acord, dar face reforme. Vedem că în Republica Moldova de multe ori nu există o dorință similară de a face aceste reforme. Dar drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană depinde doar de ea și, desigur, Ucraina nu are un aliat atât de bun în interiorul Uniunii Europene cum este România. Alianța dintre Ucraina și Polonia are particularitățile sale, dar nu este practic această alianță frățească care există între România și Republica Moldova. Domnule Isacu, cum poate influența sau dacă poate influența sau deturna sau da anumite culori acestor europarlamentare Rusia? Poate interveni Rusia cumva? Rusia a intervenit. Mulțumesc pentru că chiar este un subiect pe care îl urmăresc cu atenție. Federația Rusă a intervenit în aceste alegeri. Vedem foarte multă propagandă pro-rusă în foarte multe țări europene. Am văzut inclusiv operațiuni de influență politică în Germania. În Germania, unde avem, de pildă, un partid de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania, AFD, și avem și un partid de extremă stângă, Die Linke. Aceste partide au relații foarte bune cu Moscova. Ele între ele nu se înțeleg în Germania, dar au relații foarte bune cu Moscova. Practic, dacă căutăm toate partidele extremiste la sursa finanțărilor, vedem foarte multe semne de implicare a Federației Ruse și avem, desigur, partidele de extremă dreaptă din Franța, unde există tot o influență rusă, vedem o serie de partide care doresc ieșirea unor state din cadrul Uniunii Europene sau a NATO, cum este în Bulgaria, vedem o urmă rusă. Avem și în România, de pildă, în Republica Moldova există partidul Vazrajdenie, al condus de doamna Pascara, care este finanțat de Ilan Șor, care are o relație bilaterală de cooperare cu formațiunea politică bulgară, același nume, Vazrajdenie. Și acest partid din Bulgaria, care este reprezentant și în Parlamentul European, are o relație cu un partid din România. Deci, vedem că toată această încrengătură a intereselor ruse în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene sunt folosite pentru dinamitarea procesului electoral din interiorul Uniunii Europene și sunt foarte multe astfel de exemple. Avem extrema stângă din Grecia și extrema dreaptă tot din Grecia, care tot sunt susținute de oligarhi ruși, extrema dreaptă, sau de medii de afaceri mai puțin cunoscute și contestate de către autoritățile elene. Vedem acest efort masiv din partea Federației Ruse de a-și pune cât mai mulți prieteni în băncile Parlamentului European. Am văzut și diferite scandaluri de spionaj, inclusiv în mass media internațională s-a dovedit cum Federația Rusă încearcă să folosească europarlamentari pentru a influența opiniile publice din țările de origine sau la nivelul întregii Uniunii Europene. Federația Rusă nu va renunța niciodată să lupte împotriva Uniunii Europene. Este Uniunea Europeană, exemplul Uniunii Europene, exemplul statelor foste sovietice actuale, și aici mă refer la cele baltice, la exemplul fostelor state sovietice, țări, republici, colonii sovietice, Estonia, Letonia, Lituania, care au devenit țări de succes în interiorul Uniunii Europene, sperie elita politică de la Moscova. Iar ei nu vor să mai permită repetarea unor astfel de povești de succes. De asta am și văzut modul în care în Republica Moldova Federația Rusă a instrumentalizat elemente criminale, și asta o spun de fiecare dată, care sunt folosite împotriva autorităților constituționale. În nicio țară normală nu ar trebui să se permită ca banii
furați în timpul acelui celebru furt al miliardului care a adus, din păcate, un renume negativ Republicii Moldova, nu ar trebui să se permită elementelor criminale implicarea și influențarea parcursului electoral. Dar am văzut că în Republica Moldova sunt aplicate tactici de război hibrid și atât Republica Moldova cât și Uniunea Europeană dezvoltă noi măsuri de protecție din punct de vedere legislativ. Am văzut că se discută modificarea noțiunii de trădare de patrie în Parlamentul de la Chișinău. Este un pas binevenit, pentru că cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă statutul de cetățean al Republicii Moldova, și chiar dacă nu ești cetățean al Republicii Moldova, dacă participi de bună voie la acțiuni care pun în pericol stabilitatea Republicii Moldova, există consecințe. Iar acest lucru ar trebui gândit și în România și în alte state europene, pentru că vedem cum Federația Rusă se folosește de statutul de democrație al unor state pentru a încerca să submineze din interior aceste state. Și din păcate Republica Moldova nu este singura în acest caz, de asta și există acest sprijin pentru Republica Moldova, inclusiv prin misiunile Uniunii Europene, inclusiv prin sprijinul dat de către Statele Unite, care este un susținător al integrării europene a Republicii Moldova. Republica Moldova este în plin război hibrid, dar acest lucru nu scuză întârzierile mult prea mari în procesul de reformă al justiției și nu scuză faptul că la Chișinău o parte a elitei politice încă crede că poate să nu respecte Uniunea Europeană. Pentru că acest mod de a trata solicitările Uniunii Europene arată o lipsă de respect față de Uniunea Europeană de multe ori. Iar această lipsă de respect este înțeleasă. Uniunea Europeană are o memorie birocratică foarte lungă. Uniunea Europeană poate să nu accepte demersurile Republicii Moldova pe viitor. Avem exemple clare. Turcia, care a depus de mult dosarul pentru a intra în Uniunea Europeană, nu a primit acest accept datorită derapajelor antidemocratice. Iar în acest moment, sub conducerea guvernului Erdogan, este greu de crezut că Ankara este mai aproape de Uniunea Europeană. Dar acest lucru se datorează strict modului în care autoritățile turce nu au respectat legislația europeană, au implementat măsuri care interzic o serie de drepturi pentru minorități naționale, pentru femei, pentru alte categorii defavorizate. Dacă vom vedea și la Chișinău, după 2025, instaurarea unei puteri care va mima integrarea europeană și care va începe adoptarea unor pachete legislative profund anti-europene, atunci Uniunea Europeană va răspunde destul de dur, pentru că, în primul rând, vor fi afectați și cetățenii ai Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană nu are nevoie de state ca și Ungaria. Bine, poate acolo nu neapărat sunt partide pro-ruse 100% la putere, dar oricum vedem boicotul pe care Ungaria face la fiecare pas. Și am văzut practic că chiar dacă Ungaria blochează, și este adevărat că este dureros că blochează sprijinul pentru Ucraina, pentru că se traduce în morți pentru Ucraina, în teritorii pierdute. Dar atunci când a fost nevoie de un acord general pentru ca să fie votat acel pachet imens de ajutor al Uniunii Europene pentru Ucraina, domnul Orban a fost poftit să bea o cafea pe hol și n-a participat la vot. Deci a fost tratat ca o persoană în care nu se poate avea încredere și până la urmă acel vot tot a avut loc. Iar să se înțeleagă, economia Ungariei depinde practic 100% de cea a Uniunii Europene. Deci practic ceea ce face Orban în acest moment este să își consolideze de propria putere în detrimentul propriilor cetățeni. Foarte confortabil să fie asigurat financiar, să fii sub o protecție imensă cum este Uniunea Europeană, NATO, dar în același timp să-ți faci propriul joc. Exact, dar în aceste momente Uniunea Europeană lucrează la o serie de pachete legislative menite să elimine dreptul la veto și viața regimului Orban nu va fi atât de ușoară pe viitor. Nimeni nu se aștepta că în interiorul Uniunii Europene, în interiorul Ungariei va exista un astfel de derapaj. Domnul Orban folosește metode specifice Federației Ruse pentru a-și consolida puterea, dar Uniunea Europeană o să găsească act de cojoc, cum se spune. Desigur, e un proces îndelungat. Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari democrații din lume. Uniunea Europeană există un număr de locuitori mai mare decât în Statele Unite.
și vedem interesele divergente ale unor state, dar toate aceste divergențe sunt negociabile și nu există nicio urmă de război în interiorul Uniunii Europene. Și dacă aceste partide ale războiului de la Chișinău vor încerca după alegerile din 2025 să încalce drepturile unor cetățeni europeni, și aici mă refer la și la cetățenii Republicii Moldova care au cetățenile altor state, nu o să le fie chiar așa de ușor, pentru că Uniunea Europeană și-a învățat lecțiile din Ucraina, Uniunea Europeană și-a învățat lecțiile din Balcani și așa cum Federația Rusă consideră că Republica Moldova este o colonie a ei, Uniunea Europeană consideră că cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și decidă singur viitor. Domnule Isaac, suntem pe ultima 100 de metri. Vă rog un minut pentru concluzie finală. Îndemn electoratul din Republica Moldova să meargă la vot, la alegerile prezidențiale, la Forumul pentru Integrare Europeană, la alegerile parlamentare și, desigur, îi îndemn pe cetățenii Republicii Moldova care dispun de cetățenia unor state europene să participe la aceste alegeri europarlamentare. Care au loc pe 9 iunie și cu siguranță votul lor contează. Un vot în Europa contează, un vot în Federația Rusă nu contează. Și să ne aducem aminte că pentru democrație trebuie să lupți. Libertatea nu este ieftină, pentru democrație trebuie să lupți în fiecare zi și lupta începe cu fiecare dintre noi. Iar participarea la astfel de exerciții electorale pan-europene este un semnal clar și pentru cei din Uniunea Europeană că cetățenii Republicii Moldova se simt europeni. A avea un pașaport românesc, bulgar sau portughez nu aduce numai drepturi, aduce și obligații, pentru că a fi cetățean înseamnă să participi la viața cetății. Domnule Isaac, vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, a fost Mihai Isaac, comentator politic, analist politic. Noi ne revedem cu dumneavoastră în weekendul următor. Vă doresc o seară minunată tuturor! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.